Bună ziua, am ajuns la Muzeul Petrolului din Ploiești. Suntem cu doamna Drăghigeanu Gabriela, muzeograf al acestui muzeu. Bună ziua! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am regăsit! La un muzeu unic în țară, un muzeu care prezintă istoria petrolului din cele mai vechi timpuri, un muzeu care este emblematic pentru acest oraș și pentru întreaga România. Aici avem o stampă care prezintă modul în care chinezii, primii care au exploatat țițeiul, îl extrăgeau cu ajutorul conductelor fabricate din bambus. Cele câteva cahle pentru expunere prezintă câteva dintre vechile întrebuințări ale petrolului. Egiptenii l-au folosit la îmbălsămatul mumiilor. A fost folosit în medicina empirică la tratarea gutei, la oblojitul rănilor, tratarea reumatismului. A dat naștere miturilor lui Zoroastru, a fost folosit ca material de luptă. Pe teritoriul țării noastre, petrolul existent încă din cele mai vechi timpuri este dovedit arheologic cu opaițe și cănițe cu urme de bitum și amfore. Opaițele sunt din secolele 2-3 după Hristos, 5-6 și cănițele cu urme de bitum. Acestea sunt dovezile arheologice care atestă existența petrolului pe teritoriul țării noastre, deoarece documentele scrise referitoare la existența petrolului apar târziu, în 1440, 1517, Moldova și Țara Românească, iar în aceste documente scrise se face referire ca și detaliu topografic la gropile cu păcură. Călătorii străini sunt și ei impresionați de bogăția țării noastre și înscrierile lor de călătorie scriu despre existența petrolului pe teritoriul țării noastre. Aici sunt fotocopii după aceste scrieri ale călătorilor străini. Iar în jurul anilor 1550-1560, petrolul se ridica la suprafața apelor datorită faptului că este un amestec de substanțe sub influența razelor soarelui. Părțile ușoare îi se eliminau și rămânea păcura care era colectată prin grop și șanțuri cu găleata. O primă hartă din aceeași perioadă în care punctele roșii reprezintă izvoarele și puțurile în zone care și astăzi sunt zone petroliere, Prahova, Dâmbovița, Bacău. Anul 1857 pentru România reprezintă anul celor trei premiere mondiale. La Ploiești, în bariera Râfov, doi frați, Teodor și Marin Mehedințeanu, aduc de la Hamburg o instalație care acolo funcționa pentru prelucrarea șisturilor bituminoase, o adaptează pentru prelucrarea petrolului și va fi considerată prima rafinărie din lume. În această rafinărie se va obține petrolul lampant, produs care va fi folosit la iluminatul public al Bucureștiului. La 1 aprilie 1857, Bucureștiul, primul oraș din lume iluminat public cu petrol lampant, 1000 astfel de lămpi vor ilumina Bucureștiul la 1 aprilie. Iar vă spuneam de trei premiere mondiale, 1857, în statisticile internaționale ale lumii, România este înregistrată în 1857 cu o producție de 275 tone de țiței extras. Acestea sunt cele trei premiere mondiale înregistrate de România. Puteți vedea fotocopii după documente și fotografii care există în colecția muzeului referitoare la cele mai importante societăți de petrol, în special din perioada interbelică, Steaua Română 1895, Română-Americană 1904, Vega, societatea Vega care și astăzi are rafineria la Ploiești Vega, Astra Română, Astra Română 1910, Astra Română care a avut rafineria Astra Română în Ploiești, și a fost constituită de președintele Detterding, directorul general al societății Royal Dutch Shell. Mai avem creditul minier, societate înființată în 1919, o societate care se caracterizează prin faptul că este prima societate cu capital integral românesc,
societate care în 1934 va înființa rafineria Braz de aici, din apropierea Ploieștiului, marele combinat petrochimic Braz, care a fost retehnologizat. Astăzi este rafineria Petrom-OMV, retehnologizată, funcționează retehnologizată doar partea de rafinerie. Dintre toate acestea, cam câte mai... Român-american, fostul teleajăn din Ploiești, deci astăzi este Lukoil, okay. Da? Vega funcționează și astăzi, Braziu și astea sunt în Ploiești. Okay. O să vă rog să ne întoarcem să vedem ceea ce vom vedea și în curte. Modelul, de curte, da, aveți curte... o curte impresionantă și asta vrem să anunțăm pe această cale, că atunci când ajungem în curte, cred că o să fim noi dați pe spate. Vă rog. În curte o să vedem încununarea realizării acestui muzeu cu utilaje originale. Iar Hegna Cucal este un model în curtea muzeului în mărime naturală, iar aici este macheta Hegnei Cucal, în care... Ce înseamnă? Hegna Cucal înseamnă un procedeu de extracție al țițeiului din profunzime, din adânc, un sistem adaptat pentru extracția țițeiului de la extracția sării. Echipe de 4-5 muncitori, săpau manual cu sapa și târnăcopul puțuri care aveau secțiune pătrată sau circulară în funcție de structura rocilor, căptușeau pereții acestor puțuri pentru a evita prăbușirea lor, cu țamre din lemn, făceau din metru în metru paturi de lemn, astfel încât să scoată mai ușor la suprafață pământul. Calul se rotea în jurul axului acestui criva care înfășura două găleți mari din lemn, hârdaiele pe care o să le vedem în curte. Cu acele găleți scoteau pământul din metru în metru până la suprafață și apoi petrolul. Au atins recorduri de adâncime, breaza de câmpina de 320 de metri, record de adâncime săpat manual, okay. Da? Numai calul a tras afară pământul, dar ei au săpat manual. Pentru aer în interiorul puțului aveau nevoie de aer pe măsură ce coborau în adâncime. La început au folosit ca și evantaiul, au folosit rămurele de copac, apoi foalele din piei de animale, așa cum sunt în fotografie, și cum o să vedem și în curte, este un ventilator manual, pentru okay. că a funcționat destul de mult timp, în secolul XVIII-XIX funcționează Hegna Cucal. Pentru lumină în interiorul puțului, fiind emanații gazoase, nu se putea lumina cu flacără deschisă, au folosit o oglindă montată la baza puțului. Adică cea de aici din poză, nu? Și aceea, și așa cum este aceea în fotografie. Și puteți vedea, da, aceasta la acolo, unde este și puțarul, care are acea pălărie din tablă, care este expus aici. Pentru protejarea de acele surpări care uneori aveau loc. Deci e casca lor. Da, casca de protecție de atunci. În 1861, la Mosoarele lângă Bacău, este forată prima sondă mecanică din România. Cele trei fotografii sunt ale machetei sondei de la Mosoarele. Aici. Această sondă a avut dificultăți tehnice și a fost abandonată, dar aceasta este o altă sondă. Okay. Sondă, da. Acestea sunt machetele sondei de la Mosoarele, sondă care a fost abandonată, dar mai târziu, în 1880-1890, sunt introduse alte sisteme de foraj mecanic care treptat vor înlocui Hegna Cucal. Ați văzut societățile cu capital străin. Aici este un tabel cu nume ale societăților cu capital străin. Mai multe societăți care au fost. Capitalurile străine au fost franceze, olandeze, belgiene, italiene, germane, americane. Și
Acesta este tabelul în care sunt nume ale societăților cu capital străin și anii de înființare a acestor societăți, iar în vitrină sunt fotocopii după acte constitutive și acțiuni ale câtorva dintre societățile de petrol, Steaua Română, Aurora. Steaua Română a fost la Câmpina. Pionierii geologiei românești Grigore Cobolcescu, Gregoriu Ștefănescu și Saba Ștefănescu înființează în 1882 Biroul Geologic al României, iar în 1905 tot ei realizează prima harta zonelor petrolifere. Da. La Câmpina, în 1904, este înființată prima școală din Europa care pregătea specialiști în domeniul forajului. Clădirea din fotografie este și astăzi în Câmpina, clădirea cu grifoni. Este primăria din Câmpina și un tablou cu absolvenții școlii de maestri Sondori, așa s-a numit ea, școala de maestri Sondori de la Câmpina. În 1906 se înființează Institutul Geologic al României prin decret semnat de regele Carol I. Acest institut avea secție geologică condusă de Ludovic Mrazek, agrogeologică condusă de Gheorghe Munteanu Murgoș și laboratorul de chimie condusă de Lazare Delean. În clădirea care a adăpostit acest institut și unde există și astăzi, există și Muzeul de Geologie din București, vis-a-vis de Muzeul Țăran. Exact, da. E un dinozaur acolo în față. După ce la Paris în 1900 și la Liege în 1905 au loc primele două congrese internaționale de petrol, la care delegația română a avut o înaltă ținută, se ia hotărârea ca cel de-al treilea congres internațional de petrol să se desfășoare la București. S-a desfășurat în 1907, l-a avut ca președinte al Comitetului de Organizare pe Angel Salini. Angel Salini, pe lângă construcția podului de peste Dunăre, are și o contribuție în lumea petrolului, fiind cel care realizează prima conductă de petrol. Și este acest congres condus de Angel Salini, congres care s-a desfășurat pe secțiuni. Secțiunea de chimie a fost condusă de marele chimist Lazare Deleanu, geologie Ludovic Mrazek și economic-legislativ Constantin Alimănișteanu. În timpul acestui congres au avut loc excursii documentare în șantierele din Prahova și din Dâmbovița, renumite ca șantiere petroliere. Da, este fotografia banchetului Asociației Industriașilor de Petrol. Iar aici este această revistă, Monitorul Petrolului Român, o revistă care apare din 1900 până în 1948 cu ceva oprită într-o perioadă în timpul celui de-al doilea război mondial, o revistă bilingvă cu articole tehnice, economice, legislative, o revistă în care în articolele tehnice există evoluția tehnicii în lumea petrolului. Muzeul este deținătorul acestei colecții de monitor al petrolului român, iar această revistă, în timpul congresului de la București, a consacrat un număr special congresului și mai târziu congresului mondial de la Paris în 1937. Este o revistă extraordinar de bine documentată. Cei doi ingineri, Virgiliu Tacici și Valeriu Pușcariu, sunt cei care realizează ventilul Tacici, este cunoscut în industria petrolieră, este precursorul prevenitorului de erupție brevetat în 1912, care și astăzi este utilizat în industria petrolieră în întreaga lume. Controlează hidraulic de la distanță, este un ventil care controlează hidraulic de la distanță presiunea zăcământului, astfel încât să evite acele erupții libere care uneori puteau da naștere și incendiilor. Uh-huh.
Iar aici puteți să vedeți cadoul pe care îl primește. Thank you. Welcome. La revedere. La revedere. Cadoul pe care îl primește Virgiliu Tacit de la colegii lui. Virgiliu Tacit este fondatorul Societății Creditul Minier, prima societate cu capital integral românesc. La 25 de ani de activitate în lumea petrolului, colegii îi conferă această plachetă omagială împreună cu o carte omagiu. O carte omagiu care este în colecția muzeului, momentan nu este expusă. Iar aici un colțișor dedicat unui mare chimist, fondatorul petrochimiei, Lazăre Deleanu. Lazăre Deleanu, da, am emoții pentru că mi-am început cariera de muzeograf cu lucru alături de colegii mei la realizarea unui film documentar despre activitatea lui Lazăre Deleanu, un film documentar solicitat de Asociația Evreilor, deoarece Lazăre Deleanu este cetățean român, dar de origine evreu. Muzeul nostru are o colecție de scrisori între Lazăre Deleanu și fiul acestuia, cu tematică din lumea afacerilor cu petrol. Există o carte scrisă prin anii 80, o biografie a lui Lazăre Deleanu, în care am citit ceva care pe mine m-a impresionat. Continui să rămân un copil, deși am crescut în muzeul ăsta. Acolo se spunea că, neavând posibilități materiale, studia la lumina felinarelor Palatului Șuțu. M-a impresionat pentru că sunt un copil venit dintr-o familie simplă și mă gândeam ce dragoste de studiu a avut ca să poată să treacă peste orice piedică și să-și găsească lumina și să citească, să învețe. A fost și-a dat doctoratul în Germania, unde este remarcat și nemții care au construit în 1905 în Ploiești rafineria Vega l-au numit director al acestei rafinerii din momentul punerii pietrei de temelie. În laboratorul acestei rafinerii, Deleanu experimentează procedeul său de rafinare cu dioxid de sulf lichid, pe care îl brevetează în 1908. Acest procedeu îmbunătățea calitățile de ardere ale petrolului rampant. Al meu e? Scuze. Nu pot vorbi acum. Îmbunătățirea calităților petrolului rampant. Și acest procedeu va fi recunoscut în întreaga lume. L-am învățat în școală ca procedeul Deleanu și l-am regăsit aici la muzeu procedeul Deleanu. Este în 1932, Deleanu este primul specialist străin care obține medalia Redoux a Institutului de Tehnologie din Londra. Și spun primul străin, pentru că acest institut de la Londra oferea cu mare greutate specialiștilor străini această medalie. Medalia a obținut-o Deleanu în 1932, este în original la Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida din București, da.
Și cel de-al doilea străin care obține această medalie este Ludovic Mrazek, directorul Institutului Geologic al României. Da, și muzeul acesta a avut o stea Michelin. Da, știu. Da. Da. Chiar astăzi am văzut, am revăzut, oare un coleg pus-o pe perete și am văzut-o, da? Muzeul acesta este un muzeu cu siguranță unic. Cu siguranță unic. Este, da. Astăzi îi spuneam colegului meu că am așteptat în studiile mele și în cercetarea mea de inginer, am așteptat o mărturie a faptului că mari inventatori au avut revelații divine. Stăteam să mă gândesc acum că suntem în preajma marilor sărbători care au fost la noi în Biserica Ortodoxă. Inspirați de Duhul Sfânt, cu siguranță. Cu siguranță, da. Vă spuneam de ventilul tacit care controla presiunea zăcământului. Iată, da. La Moreni, sonda 160 a Societății Româno-Americane are o erupție liberă care provoacă un incendiu ce va dura 2 ani și jumătate în continuu. Imaginea aceea este din timpul nopții, reală. În care era practic totul alb de la flacără, de la incendiu. Da. Uitați, aici este o carte poștală, s-au venit mulți străini să încerce, specialiști să încerce stingerea incendiului. Presiunea zăcământului a fost foarte mare și nicio metodă de stingere a incendiului n-a avut succes azi. Între 1929 și 1931. Din ce citisem eu, știam că s-a stins când a scăzut presiunea. Okay. Acum un coleg care și-a făcut o teză de doctorat ne-a prezentat faptul că altfel a fost stins incendiu prin dinamitare. Ce este important este că în istorie este cunoscută zona ca Hotel Foc, că în timpul iernii copacii din zonă erau în floare datorită căldurii și oamenii nevoiași în timpul iernii stăteau în preajma zonei unde era incendiu pentru a sta la căldură. Este... Deci a produs și alte efecte. Da. Acestea sunt prăjinile originale de foraj în 1880, de lemn, pentru că mai târziu vor apărea prăjinile metalice. Acestea sunt... Să știți că în 1996, când m-am angajat, doamna care era istoricul muzeului, în birou, scria la această mașină de scris lucrările pentru simpozion. Noi învățam, s-a aduseseră calculatoarele și eram tineri și învățam pentru calculator. La contabilitate se lucra cu această mașină de calcul. Iar aici, la Ploiești, după ce în 1907 a fost constituită Societatea Concordia de Construcții și Reparații Utilaj Petrolier, fosta întreprindere Unumai din Ploiești. Aici s-au realizat, în afară de echipamentele de foraj, și sapele de foraj. Acestea sunt sapele de foraj. Un panou cu Ludovic Mrazek și... Iată, a fost director al Institutului Geologic din 1906-1930. Profesor Ioan Popescu Voitești, geolog, în 1920 realizează prima hartă geologică a României reîntregită, era 1920. Gheorghe Munteanu Murgoș și Gheorghe Macovei sunt geologi care s-au ocupat și de studiul geologiei petrolului. Și de la Dinu Patriciu avem material documentar referitor la activitatea tatălui său, Valeriu Patriciu, care a avut un curs de
geofizică aplicată la Universitatea din București și la Școala Politehnică din Timișoara. Căutându-se săruri de potasiu, la Sărmășel, în județul Mureș, se descoperă întâmplător gazul metan în 1908. Se vor constitui treptat societăți de gaz metan, iar în 1925 este constituită Societatea Națională de Gaz Metan, Sona Metan, care îl va avea președinte pe Ludovic Mrazek și director general pe acest inginer Motaș, renumit în lumea petrolului, în lumea gazului metan. Iar colegii de la Gaz Metan Mediaș, cred că de peste 10 ani, au organizat un muzeu al gazului metan la Mediaș. Aici sunt trasee ale conductelor de gaz metan în Transilvania, fotografii cu construcții de conducte și aici la fel. În 1927, în șantierele din Prahova, este experimentată o metodă geologică de carotaj electric de tip Schlumberger. Acesta este unul din primele înregistratoare utilizate. Acest înregistrator, printr-un cablu electric trecut prin interiorul pământului, înregistra rezistivitatea și porozitatea stratelor și geologii făceau determinările care țineau de studiu geologic. Și pentru că ne aflăm la Ploiești și pentru că Ploiești a avut un număr mare de rafinării pe teritoriul lui, aceasta este o hartă în care punctele roșii reprezintă multele rafinării existente în Ploiești în 1943. Rafineriile produceau combustibil pentru mașinile de război germane în al doilea război mondial, astfel că începând cu 1 august 1943, rafineriile din Ploiești sunt ținta raidurilor anglo-americane. Iar pentru că războiul e război, la 50 de ani de la bombardamentele asupra Ploieștiului, o parte dintre piloții americani care au fost în misiune în al doilea război mondial au venit la Ploiești și au adus și o scrisoare în care scriu de tratamentul omenos cu care au fost primiți ca și prizonieri de război la Timișul de Jos. Mm-hmm. Știți, când eram copil treceam pe aici și acum am tot întrebat dacă mai există clădirea. Eu am avut niște probleme și am tot stat loco. De-aia n-am mai fost nici la București, nici spre munte. Eram curioasă dacă mai există. Mi s-a spus că mai există. Okay. E undeva vis-a-vis de un hotel Petrom, dacă pe Timiș. Nu cunoaștem zona. Da. Aici este doctor inginer Ion Bazgan, cel care are și un bust donat de fiul acestuia, care este în curtea muzeului. De la fiul dumnealui avem și materialul documentar referitor la activitatea lui Bazgan. Bazgan a avut brevete de invenție în Statele Unite ale Americii în anii 30, brevete în domeniul forajului pe baza teoriei sonicității. Există încercări de recuperare ale drepturilor de autor ale lui Ion Bazgan referitoare la aceste invenții. Și acum o să vă arăt o dioramă. O dioramă din 1960. Un 3D. Ce vedem acum este imaginea rafineriei Brazi reconstruită după bombardament. Da. Se va schimba imaginea și o să vedeți imaginea, modelul rafineriei bombardate. Rafineria Brazi în timpul celui de-al doilea război mondial a fost complet distrusă, a fost refăcută, a fost marele combinat petrochimic Brazi și apoi s-a început retehnologizarea rafineriei, este acum
partea de petrochimie nu mai există, dar funcționează partea de rafinerie retehnologizată și este rafineria OMV Petrol. Și din câte știu eu, una din marile rafinerii ale Europei. Și acum arată după bombardament. După bombardament. Dar imaginați-vă că este un 3D 1960. Știți că le prezint copiilor și zic, spuneți-mi că voi ați văzut și filmele 3D. Seamănă cu 3D? Da! Da. Seamănă, într-adevăr. Muzeul a fost înființat în 1957 și deschis pentru public în 1961, iar această dioramă a funcționat cu mare asiduitate la nopțile muzeului. A fost piesa de rezistență. Și sunt niște 19 ani parcă au fost de noaptea muzeului și a tot mers la noaptea muzeului. Aici este partea mai nouă, sunt mai multe machete. O hartă în care putem să vedem multele rafinării. Acesta este modelul rafinăriei, acestea extracția, pentru că marile societăți de petrol își aveau propriile câmpuri petroliere de unde extrageau petrolul și propriile rafinării care îl prelucrau. Ploieștiu cu marile, multele rafinării, Câmpina, Dâmbovița iarăși, Moinești, Bacău, Târgu Ogna, zona Moldovei, zona Transilvaniei, extracția gazului metan, Oradea este la suplacul de Barcău, unde este un țiței vâscos și necesită o metodă de extracție specială și o să vă prezint acea metodă. Pe hartă nu este prezentată extracția din Marea Neagră, dar există platforme în Marea Neagră și chiar v-aș ruga să, asta e un lucru de suflet, eu sunt la a treia generație de petroliști în familie și am trăit marea familia petroliștilor de mică, deși am vrut să fiu medic, nu petrolist, dar așa a vrut Dumnezeu. M-a impresionat faptul că oameni simpli care au fost mândri de meseria lor, pentru că așa am cunoscut eu în familie mândria de a fi petrolist și apoi de-a lungul experienței de 27 de ani sau mai mult și studentă, există o mândrie a petrolistului. Oamenii aceștia au considerat că pot lăsa ceva document, mărturie despre existența acestei meserii în viața acestei țări. Și iată, au donat muzeului diverse fotografii, puteți vedea, sunt pașapoarte, caiete speciale de desen tehnic. Chiar am cunoscut-o pe doamna, că acestea sunt originale, acestea sunt copii, dar astea sunt originale și am fost martoră la donația doamnei care a venit să aducă aceste fotografii. Era o doamnă în vârstă și foarte... așa, o doamnă de... din vremuri vechi. Puteți vedea fotografiile pe care le mai vedem pe la bunici. Da. Deci, vă spuneam, se poate vedea din fotografie un anumit nivel de trai al petroliștilor. Spuneam că se spune că sunt bine plătiți, dar cu siguranță munca este o muncă Grea, periculoasă și necesită multe cunoștințe. Multe. Da. Aici este macheta primei platforme de foraj marin Gloria. Este întreg ansamblu până la partea unde este sonda. Gloria, în 1975, lansată la apă.
construită în șantierul naval Galați. Au existat 5 platforme de foraj marin în Marea Neagră. Iar aici, acest agregat de cimentare, unul dintre primele agregate de cimentare, astăzi sunt moderne. Acestea foloseau pentru cimentarea găurii de sondă, în sensul că dacă la Hegna cu Cal se căptușau pereții, pentru gaura de sondă, pentru a evita colmatarea pereților, se cimentează. Această machetă este macheta unei instalații construite aici la Ploiești, la întreprinderea 1 Mai, care în anii 70 primește medalie la Leipzig pentru un record de adâncime de 7000 de metri. Și dacă extracția țițeiului cu randamente mari se realizează vertical, în țară au mai existat alte încercări de extracție ale țițeiului în mine, în galerii miniere, astfel că din 1925 la Sărata Monteoru și este încă în funcțiune, lângă Buzău, această mină de petrol. Experiență unică, am avut ocazia să o vizităm. Acesta este petrol de acolo. Puteți să-l vedeți cât este de fluid. Și ce m-a impresionat, galeriile miniere sunt înalte, se face extracția pe verticală. Țițeiul în peretele galeriei miniere pulsează precum sângele. Mm-hmm. Datorită forței gravitaționale se prelinge pe perete. Din loc în loc există niște gropi care au un nume al unui inginer francez. Nu i-am reținut numele, dar am reținut explicația domnului inginer. Cu canciocul, că știți ce e ăla, da. E scos la suprafață cu ajutor, este pus într-un vagonet din acesta și avem și noi în curte un vagonet din acesta, este scos la suprafață. Pot să vă spun că am trăit experiența coborârii cu un lift exact așa cum îl vedeți în fotografie, arhaic, și dacă nu stăteai în centrul liftului, curgea petrol. Mm-hmm. Da, suntem bogați. Da. Suntem. Cu petrolul care curge așa pe lângă... Cu siguranță lângă suntem. Dumneavoastră. Suntem și cu oameni. Să știți că experiența anilor de după pandemie ca muzeograf, alături de oameni care, în special deci în weekend-uri, vin să viziteze muzeul număr destul de mare, e o bucurie pe care nu poate să o înlocuiască nimic. Vă spuneam de sub placul de Barcău Oradea, țițeiul vâscos, care necesită o metodă de extracție specială. Creșterea factorului de recuperare al țițeiului din zăcământ pentru țițeiurile vâscoase se realizează prin combustie subterană. Această sondă centrală introduce un cablu electric în interiorul zăcământului, se introduce o cantitate controlată de aer, se creează un scurt circuit, o parte din zăcământ arde, căldura îl fluidizează, iar celelalte sonde extrag cât mai mult din... pentru țițeiurile fluide, pentru creșterea factorului de recuperare al țițeiului din zăcământ, se injectează apă și aburi printr-o sondă laterală, se creează presiune și celelalte le extrag. Asta pentru creșterea factorului de recuperare. Mai vedem și astăzi aceste sonde în pompaj, fără turlele metalice, pentru că astăzi există mașinile cu turlele mobile. Sonde în pompaj. Aici avem mostre din diverse țițeiuri. Sticluțele plate sunt țițeiurile terestre și sticluța aceasta dintr-o platformă de foraj marin. Câteva dintre produsele obținute prin prelucrarea petrolului, uleiuri, unsori, cox, bitumul. Prelucrarea petrochimică obținea și obține în lume fire și fibre sintetice, cauciuc, mase plastice.
Iar aici, la Ploiești, la Vega, se realizau catalizatorii. Acelea sunt sticluțele cu catalizatorii care măresc viteza de reacție a reacțiilor chimice între lucrarea petrolului. Poate este un întreg flux de prelucrare cu intrarea țițeiului în instalația de desalinare electrică într-o rafinărie, după ce este curățat de impurități chiar la sondă, pentru a putea fi prelucrat în instalații în rafinărie, mai este odată curățat într-o desalinare electrică și produsele obținute prin toate instalațiile unei rafinării. Și mai avem aici o hartă care este donația Petromului, dar este de ceva ani că situația prezintă situația, cred că în jur de 13 ani în urmă. Cu bleu sunt benzinăriile Petrom, galben Shell, verde MOL și roșu alți proprietari de benzinării. Un colțișor de laborator de chimie, așa cum erau laboratoarele, astăzi îmi imaginez că sunt moderne. Și un colțișor dedicat unui mare chimist, doctor inginer Nicolae Carol Deby. Un chimist care în 1951 primește premiul de stat pentru lucrarea chimia petrolului. Un cetățean român de origine belgian, un poliglot, cunoștea 7 limbi străine, fondatorul Orchestrei Filarmonice a orașului nostru, a lăsat în manuscris la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga o cronică a vieții muzicale a orașului Ploiești pe 100 de ani, lucrare care a fost publicată, dar vreau să vă spun că este excepțională. Un om care, citindu-i cartea Chimia Petrolului, mi-am dat seama ce înseamnă să fii geni. În încercarea mea de a explica muzeul tehnic copiilor care vin să viziteze muzeul, mi-a fost foarte greu să mă pun la mintea copiilor și să explic lucruri grele copiilor. Când am citit Chimia Petrolului, mi-am dat seama ce înseamnă să știi foarte multe și să fii capabil să sintetizezi, să înțeleagă toată lumea. Atunci am zis, ăsta e geniu, ăsta într-adevăr e geniu. Vă spuneam, 1857, anul în care este anul celor trei premiere mondiale ale României, anul de debut al industriei petroliere românești. Și mă gândeam acum că nu v-am spus la rafinăria Mehedințenilor, rafinăria, prima rafinărie din lume. Chiar ieri citeam, Biserica Sfântul Vasile din Ploiești a fost construită pe un teren donat chiar de tatăl Mehedințenilor. Îmi puneam întrebarea când citeam despre începuturile acestei rafinării și cum le-a încolțit ideea să realizeze această rafinărie la Ploiești. Ce surginte aveau? Pentru că se spune că erau prieteni cu farmacistul Curții Regale Steghe, care într-un alambic distila flori pentru obținerea esenței de flori. Și atunci au prins similitudine, au luat petrol de la păcureți, l-au distilat în alambicul farmacistului, au constatat ce se poate obține, au mers la Hamburg și au luat o instalație care funcționa pentru șisturi bituminoase.
cei doi frați, unul s-a ocupat de partea de procesare a rafineriei și unul de partea tehnică, au adaptat-o pentru prelucrarea petrolului și așa au realizat această primă rafinerie. Am fost întrebată de-a lungul timpului de ce se spune că este prima rafinerie a mehedințenilor, pentru că se știe că au existat distilerii în Moldova, dar distileriile erau simple, pe sistemul clasic al distilării. Aceasta era o instalație industrială și de aceea este considerată prima rafinerie din lume. La Biserica Sfântul Vasile din Ploiești, ca să continui ideea, este o biserică renumită pentru că a slujit Părintele Galeriu aici, la Ploiești. Și este realizată pe terenul acesta donat de tatăl mehedințenilor. Muzeul a fost înființat prin decret în 1957. Să știți că m-a impresionat cultura acelor specialiști care realizează tematica acestui muzeu, care cunoșteau multe lucruri despre istoria universală și a tehnicii și a lumii, în așa fel încât veți vedea în curte utilajele care au fost aduse între 1957 și 1961, când s-a deschis muzeul pentru public, utilaje care erau reprezentative evoluției istoriei petrolului la acea vreme. Da, sunt multe lucruri de văzut. Haideți în să muzeu. Le vedem. O să le vedem și pe cele. Iată-l pe doctor inginer Nicolae Carol de Bii, care venea la seratele muzeale care se organizau în muzeu. Profesor universitar doctor Dumitru Sandulescu, care mi-a fost mie la IPG aici profesor de chimie fizică. Era o încântare să-l asculți. Muzeul a fost vizitat de ambasadori ai diverselor state sau președinți de state, astfel că ambasadorul Statelor Unite, James Rosa Pepe, a vizitat muzeul, a scris o carte despre România în care scrie și despre Muzeul Petrolului, a fost impresionat de Muzeul Petrolului și a trimis prieteni pe care am avut și eu șansa să îi conduc în muzeu, să viziteze muzeul. Ambasadorul Marii Britanii a vizitat muzeul și președintele Emil Constantinescu, geolog fiind, ne-a donat aceste cărți. Dumnealui a venit la o comemorare a lui Nicolae Carol de Bii, având un grad de rudenie pe linie maternă cu Nicolae Carol de Bii. Aici sunt nepoții lui Edeleanu, care au venit din Germania, unde continuă afacerea cu petrol. Dumitru Prunariu a vizitat muzeul. În 2007, când s-au împlinit 150 de ani de industrie petrolieră, a avut loc o conferință, am citit eu, eram convinsă că a fost congres, am participat și noi, am primit trofee și, iată, Banca Națională a emis acea monedă din argint de 10 lei, în tirat scurt. Pe avers este ceea ce este pe cărticică. Tabloul lui Otto Barabas, rafineria lui Mehedințean. Aici este vizita președintelui Emil Constantinescu, aici comemorarea băiatului de Bii, Andrei de Bii, vizita președintelui Republicii Azerbaidjan în 2007, iar muzeul nostru, membru al rețelei naționale a muzeelor din România, și a colaborat de-a lungul timpului cu muzee tehnice și ale petrolului, în special cu Muzeul Petrolului din Polonia, Muzeul Petrolului din Norvegia, uitați cum este Muzeul Petrolului din Norvegia, în
Ungaria este muzeu. Acestea sunt mascotele din Polonia, din Germania, mascota. În curte sunt acele utilaje de care vă spuneam, originale, în special trolii, pompe, cap de erupție, pompe cu abur, pompe electrice, hegna cu cal, care este un model în mărime naturală. Adică toată chestia asta din lemn. Da. Și am văzut ceva la macheta, interior, nu? Macheta, da, macheta ei. Acele hârdaie din lemn, gălețile mari cu care scoteau pământul și apoi țițeiul. Acel ventilator manual, vă spuneam că se foloseau pentru aeraj crenguțele de copac pentru, ca și evantaiu, apoi foalele din piei de animale și au adaptat și ventilatorul manual. Calul se rotea în jurul axului acestui crivac. A fost o metodă mult folosită. Iar aici sunt pompe, mașini cu abur, utilaje originale, iată, un compresor din 1920, Chicago SUA, URSS, sunt de diverse producții. În industria petrolieră românească, existând capitalurile străine și, bineînțeles, și echipamentele. Aici este un întreg ansamblu cu masă Rotary, troliu de foraj, da, și mașina cu abur Oilwell, care e întregul ansamblu. Am avut surpriza, conducând străini, să fie încântat să găsească astfel de firme. Da, sunt... Spre exemplu, când făceam practică în facultate, la Teleajan, aceste pompe cu abur încă mai funcționau. Era 1993-94. Iar sistemul cam care ar fi? Văd că aici sunt tijă. Da, 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 da. Și e acționată piston. De abur. Da, pistonul și... care e acționat de abur. Da. Și sunt pompele. Uh-huh. Iarăși pompe cu abur. Da. Motorul termic, acel vagonet de la Sărata Munteoru. Iarăși aici este tot sistemul motor termic, pompa de răcire, sistemul motor Dutz, Germania. 30 de cai putere. Nu. No. Mai avem o coloană de distilare Bormann. 1927, una din primele coloane de distilare cu talere, aceasta. Da. Prevenitoarele de erupție. Adică acestea? Da, da. Ok. Toate originale. Acesta este un agregat Franța, 1920, cu motor termic. Ok. Motor termic, pe un cărucior mobil. Granicurile, iarăși, mai multe. Care acestea... Înfășurau cablurile pentru a ține prăjinile. Ăsta iarăși este un granic mecanic, 1914, Germania. Da, vedem că are și un piston aici. Da. Și o mașină steagul roșu, cu o foreză mobilă. Capul de erupție, Crismostri, 1927.
Și mai este bustul lui Bazgan. Despre care pot să vă spun că puteți să și râdeți de mine, dar tot o să vă spun. Vă rog. La dezvelirea bustului s-a făcut într-un cadru cu foarte multă lume, multe personalități din lumea petrolului. Preotul și în momentul în care s-a dezvelit bustul, în fotografie este un fascicul de lumină galben, așa pe... Ah, ok. Acum cine crede? Vă mulțumim tare mult! Cu mare drag! Cu mare drag vă așteptăm să vizitați. Este orașul lui Caragiale, dar este orașul aurului negru. Și nu pot să nu mi-amintesc că în anul întâi de facultate, profesorul de fizică ne spunea că Ploieștiul ar trebui să fie pavat în marmură. Nu prea înțelegeam eu. După 27 de ani de muzeografie, nu știu ce ar fi mai valoros decât marmura, dar cu siguranță, după câte am înțeles eu că a însemnat Ploieștiul, merită măcar vizitat și neuitat. Mulțumim, toate cele bune! Numai bine, vă așteptăm cu drag!